Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. O emisiune, o ediție specială a acestei emisiuni legată de plecarea dintre noi a academicianului Solomon Marcus, legat de municipiul Roman prin prezența sa la mai multe manifestări. Pentru a discuta despre această personalitate copleșitoare care a plecat să predea de acum matematica din ceruri, am invitat-o pe nimeni alta decât pe custodele muzeului Calistrat Hog, așa aparținând Colegiului Național Roman Vod, pe doamna Cornelia Jora, care păstrează în muzeu, la loc de cinste, fotografiile cu acest monstru sacru al matematicii românești. Bună ziua și bine ați revenit la Roman 24, doamnă Jora. Iată că ați primit această veste de la mine. Cutremurătoare oarecum și de la dumneavoastră. O veste tristă, pentru că recent l-am văzut într-un interviu pe un post de televiziune național și arăta destul de bine și vivace, așa cum îl știam noi, un om extrem de lucid pentru vârsta lui, extrem de activ. 91 de ani. Da, 92 o a împlinit pe 1 martie. 92, nu 92. Da, 92. Da. Toată media vorbea de 91 de ani. Haideți să spunem câteva date legate de biografia acestuia cum am ajuns noi romașcanii să-l cunoaștem, să vorbim de acest celebru matematician. Acum 2 ani, în 2014, academicianul Solomon Marcus a fost invitat de conducerea liceului Roma Vodă în cadrul unor activități, Zilele Excelenței Roma Vodiste. Bineînțeles, au fost mai multe activități în cadrul excelenței și aș nominaliza. A fost sărbătorit marele profesor Gheamie Ciobanu, omul de cultură a lui Roman Vodă. Pentru că, țin să specific, domnul profesor Ciobanu este născut în același an și în aceeași lună cu academicianul Solomon Marcus. Aveți dreptate, împlinește 91 de ani, pentru că noi anul trecut l-am sărbătorit pe domnul profesor pe 25 martie de Buna Vestire, când a împlinit 90 de ani. Deci în anul acesta, într-adevăr, și Solomon Marcus ar fi împlinit tot 91 de ani. Și a fost o activitate extrem de specială, activitate care va fi și în acest an, Basarabia Pământ Românesc, la sfârșitul tot așa pe 27-28 martie. Atunci domnul academician Solomon Marcus a conferențiat într-o sală foarte plină, cum spune el chiar în cuvântul lui. Au venit foarte mulți elevi, profesori, oameni de cultură ca să-l cunoască personal și a avut ca temă pentru conferință joc, haz, mirare și mister. Pentru că cu toții știm că o preocupare în ultimii ani a marelui academician era educația. În toate absolut invitațiile pe care le onora, la toate conferințele care participa, un subiect pe care îl frământa în mod deosebit era procesul educațional și mai ales gândea noi mijloace moderne folosite de cei din
în învățământ și mai ales cei din minister să vină cu noutăți în ceea ce privește drumul spre educație. Spune undeva chiar atunci când ne-a vizitat, spune: mă consider privilegiat că sunt invitat al acestui colegiu și voi încerca să răsplătesc această invitație cu câteva considerații. Suntem la câteva zile după echinocțiu de primăvară. Nu simțiți nevoia că ar trebui să aducem primăvara și în educație? Să nu așteptăm să fie adusă de alții, să ne ocupăm noi să o aducem, să încercăm să vorbim despre educație la persoana întâi, nu doar la persoana a treia sau a doua. Ne face o figură un telefon, telefon, cântă. Dar noi să continuăm discuția noastră. Doamnă Cornelia Jora, Solomon Marcus s-a născut într-o familie de croitori evrei, dar foarte săraci. Până am găsit undeva, într-un interviu pe care Solomon Marcus l-a acordat ziarului Adevărul, 26 septembrie 2015, o spus așa: până la 20 de ani am purtat numai hainele fraților mei. Acesta dovedește faptul că, iată, din medii extrem de sărace se pot ridica oameni absolut speciali. El fiind, de altfel, eu consider una din cele mai mari personalități pe care le-a dat secolul 20, zic eu, o mare personalitate. Nu este de mirare, mulți au fost, pentru că a vizitat acest muzeu Casa Hogaș, el spune undeva că aproape că a retrăit copilăria și tinerețea lui, dar mai ales viața lui de adolescent, pentru că, țin să specific, a văzut în vitrine foarte mulți din foști elevi al lui Roman Vodă, pe care Solomon Marcus i-a cunoscut personal. Și i-a avut studenți, o parte chiar cu care au colaborat, fiind oameni extrem de importanți și chiar din comunitatea de evrei din Roman. Știți foarte bine că noi am avut o comunitate extrem de puternică. Din care azi au mai rămas vreo 50. Da, el a recunoscut printre ei colegi, unii colegi care acum sunt nume extrem de importante. Și el, într-adevăr, făcea parte dintr-o categorie de evrei, să zicem, pentru că noi am avut aici evrei și negustori foarte înstăriți, dar și evrei care erau mai cu posibilități mai mici de... Și meritul cu atât este mai mare, pentru că a reușit prin inteligența sclipitoare, prin geniu pe care l-a avut, a ajuns într-adevăr una din cele mai mari personalități pe care le-a dat această țară. Și spre surprinderea mea, un om al secolului 21, pentru că, iată, am găsit într-o altă declarație a sa pe care a dat în urmă cu câțiva ani, atunci când împlinea 85 de ani, într-o lucrare, o viață dedicată matematicii și informaticii. Deci la 91 de ani să te preocupe despre... De informatică. Care este o știință deja viitorului. Da, este într-adevăr, a avut preocupări extraordinare. De fapt, cine a avut posibilitatea să parcurgă măcar în mare cărțile domniei sale, ne dăm seama că a avut o preocupare extrem de extinsă, nu numai matematică, informatică, dar a fost preocupat de literatură. Bineînțeles că literatura a pus în contextul matematic, și filozofie, a fost foarte mult preocupat de filozofie, de istorie, deci o gamă extrem de largă și a abordat. În general de spectacolul vieții. Și spectacolul vieții, da. Alt interviu acordat Jurnalului Național prin 2011, că viața este un spectacol pe care nu mă satur să-l mai contemplu. Da.
Tot domnia sa spunea că a trăit toată viața sau la începuturile tinereții sale în două universuri, cel al poeziei și al războiului. Dar sublinia faptul că pașaportul său către universalitate a fost matematica. Spuneți-mi, vă rog, cum a fost el primit de actualele generații de liceieni care oricum la Roma Vodă este vorba de o elită a învățământului românesc, dar matematica este un obiect destul de greu, însă Roman Vodă rămâne prin profesorii săi și mă refer aici în special la domnul Cojocaru. Caru, da, mari matematicieni pe care i-a dat Roman Vodă. Da, sala a fost extrem de receptivă. Mi-aduc aminte că la un moment dat aveai sentimentul că vibrează aerul pentru că era o liniște de plină. El, v-am spus, abordează până și matematica, o abordat de fapt prin acest, v-am spus, joc, haz, mirare și mister, adică nu acea matematică rigidă, închistată, care îndepărtează din potrivă, să-i apropie, tocmai asta, că el era mereu în căutare. Era o mare știință a profesorului care reușea să-și apropie elevii de și prin alte metode, tocmai că venea cu noutăți în domeniul ăsta, ca elevii să nu mai fie atât de încrâncenați când e vorba de o oră de matematică, ci din potrivă să o privească dintr-un alt unghi. Și au pus atunci elevii mai multe întrebări, bineînțeles că n-a putut academicianul Solomon Marcu să răspundă la toți, dar în schimb în plină sală și-a dat mail-ul personal și a rugat pe tinerii și profesorii din sală să comunice și pe internet și să pună tot felul de întrebări. Întrebări pe care să zicem că îi frământă pe tinerii noștri. Aș vrea un pic să-mi citați câteva din creațiile sale. Vorbim despre peste 50 de volume. Da, da, cam 50 de volume. Aproape 50 de volume, nu mai vorbim de câte conferințe, bineînțeles, 400. A susținut, da, marele academician. Atunci el a venit la noi cu o serie de întreagă de lucrări. Eu aș specifica ce deținem noi la muzeu cu autograful domniei sale, jocul cu libertatea, timpul și paradigme universale. Astea două, jocul cu libertatea și paradigme universale, sunt printre ultimele cărți publicate de academicianul Solomon Marcus. Acestea i-au adus însă, din câte m-am documentat eu, și o serie de premii literare importante, dintre care aș vrea să citez aici Cuvântul pe anul 2007, pentru premiul revistei Cuvântul pe 2007 pentru eseu și critică literară, care era un premiu de prestigiu. Aș vrea să-mi citați și alte câteva din volume lucrări, din da. Opera. Cum vă spuneam eu, că exact ce spuneam eu mai înainte, el avea o extindere în tot ce gândea și scria, nu numai strict matematică, ca dovadă un titlu de carte, Lingvistică Matematică, Gramatici și Automate Finite, Introducere în Lingvistica Matematică, bineînțeles, noțiuni de analiză matematică, ce vă spuneam mai înainte, Limbajul, Logică, Filozofie, poetica matematică, metode de distribuționale algebrice în lingvistică,
Foarte, foarte multe lucrări, iată aici gândire algoritmică. Iată aici m-a surprins că am găsit un studiu interdisciplinar care se referă la utilizarea matematicii în lingvistică și în analiza teatrală. Da, 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 da. Matematica, de altfel, e cunoscută pentru mari matematicieni. Matematica poate fi implementată și pus în contextul a foarte multe domenii, nu numai strict matematică, vă spuneam, și lingvistică, și poezie, și filozofie, și, cum spuneți acolo, și teatru. Matematica este universală pentru mai multe... Spuneți-mi, Solomon Marcus cunoștea câte ceva despre ceea ce a reprezentat pentru matematica românească profesorul Cojocaru? Da, da, când am ajuns la vitrina profesorului Alexandru Cojocaru, știa, m-au auzit de marele profesor Cojocaru. De altfel, chiar avea mulți studenți. Da, care da, studenți care veneau, da, s-a plecat în mod deosebit la vitrina profesorului Cojocaru. Și, vă spun, a fost extrem, extrem de impresionat de tot ce a văzut în vitrină. I-aș da chiar, aș spune, ce a postat, ce a scris de altfel în Cartea de Aur a Liceului, pentru că este extrem de interesant și semnificativ pentru ceea ce înseamnă Roman Vodă. Și noi, bineînțeles, că o să păstrăm cu sfințenie și suntem extrem de mândri că o asemenea personalitate ne-a călcat pragul și a fost impresionat de ce a văzut în Muzeul Liceului Roman Vodă. Și spune, azi, 28 martie 2014, se încheie vizita mea la Colegiul Național Roman Vodă din Roman. Am propus romașcanilor două teme pentru mine, esențiale în societatea românească. Joc, haz, mirare și mister și istoria care ni se arată și istoria care ni se ascunde. Deci iar o temă extrem de importantă. Avalanșa de reacții mi-a confirmat că m-am aflat pe aceeași lungime de undă cu cei care au umplut sala de conferințe a acestui prestigios lăcaș de educație. Am putut face cunoștință personală cu mulți elevi și profesori, am simțit inima caldă a acestor moldoveni și sunt convins că vom continua să comunicăm. Îi mulțumesc colegei profesoara Mihaela Tanovici pentru a mă fi invitat aici. Voi face o mențiune specială pentru muzeul acestui colegiu, unde istoria sa este atât de vie, de pregnantă, încât am avut impresia că o parcurg personal, deci a retrăit practic prin... Este impresionant să vezi câte personalități s-au ridicat de pe băncile acestei școli, spune și cu mare drag Solomon Marcus, 28 martie 2014. Practic, înainte de a merge sus în sala mare de conferințe și asta a fost foarte bine gândit. Întâi a vizitat muzeul. El, văzând ce personalități a dat Roman Vodă, cu atât mai mult a fost impresionat și plăcut impresionat și apropiat, foarte apropiat de cei din sală. În anul 1993 Solomon Marcus este primit ca membru corespondent, da. Al Academiei Române, da. Și apoi este membru titular al Academiei Române. Este vorba de o personalitate deosebită, iată, pe care o pierde din nou cultura românească. Da. Spuneți-mi, vă rog, dacă
această personalitate care a fost invitată la roman a reușit să convingă, așa cum spuneam și puțin mai înainte, generația tânără că matematica este într-adevăr importantă, da. Da, pentru că noi în continuare avem foarte multe concursuri de matematică, elevi care sunt implicați în ceea ce înseamnă dragostea pentru matematică, avem rezultate deosebite, olimpiade la care participă elevii noștri, iar cu rezultate cunoscute de obicei pe plan județean și pe plan național, încât am zis, m-am gândit împreună cu doamna director ca olimpiada de acum de sâmbătă, e olimpiada județeană de matematică, să o dedicăm sâmbătă 19 martie. Da, sâmbătă 19 martie, olimpiada județeană de matematică, o dedicăm marelui academician Solomon Marcus in memoria. Bun, și am înțeles eu că la toate orele de matematică... Da, și la toate orele de matematică, profesorii de matematică astăzi și mâine vor vorbi despre această mare personalitate, vor prezenta din cărțile domniei sale. O să fie un moment mai special în liceul pe care el, v-am spus, l-a vizitat și chiar a rămas extrem de impresionat și a ținut legătura în continuare cu liceul Roman Vodă. Există doamnă profesoară de la liceul sportiv care a fost studentă, vorbesc de doamna profesoară Costachescu Mărioara, care a fost chiar când a fost sărbătorit la Academia Română anul trecut, Solomon Marcus a fost invitată de Solomon Marcus, era chiar de casa academicianului, cum spunem noi, foarte apropiată, și atunci când ne-a vizitat la Roman Vodă, Mărioara a fost pas cu pas alături de academician. Am mers chiar la o masă, am petrecut într-o seară împreună cu academicianul Solomon Marcus, de altfel un om echilibrat și în viața de toate zilele. Am urmărit chiar la masă cât de puțin mânca, cât de echilibrat era în tot ceea ce făcea. Un mare iubitor de tenis de câmp, pentru că se întrerupea de la toate când se transmitea în direct un meci de tenis cu personalitățile sportive în vogă. Am găsit în documentarea pe care am realizat-o astăzi, atunci când am auzit că celebrul academician s-a dus să predea matematica de acum îngerilor în ceruri. Iată că era, că avea ca hobby și era interesat de jocul de loto, care în fond se bazează Pe o gândire matematică. O gândire matematică și logică. Probabilitățile, de altfel, un segment din ceea ce înseamnă matematică. Da, el a fost, de ce aproape... A fost foarte uman. Mă mir că s-a pierdut, pentru că era extrem de viu și extrem de activ. Este acum, vârsta totuși. Și vârsta, da, dar avea... Și dacă ne gândim că s-a stins la Institutul de la Fundeni, tare mă duce gândul spre faptul că acolo de regulă se tratează bolile oncologice. Da, imposibil. Este posibil. Nu știu amănunte, dar l-am văzut recent în această toamnă la postul de televiziune Realitatea. S-au premiat, au fost premiat, dar nu, la Iași a fost gala de excelență, da. Și a fost invitat la o categorie, știți că erau pe categorii, pe segmente, și a fost premiat și la Iași și l-am văzut tot așa, urcând destul de
sprinte în scările de la teatrul din Iași, Teatrul Național din Iași. De altfel, lucrul pe care îl făcea și aici când a venit la Roman, nu ținea să fie susținut sau sprijinit. Vreau să ne demonstreze că încă este foarte puternic, foarte viu. Ce-am mai găsit eu în documentarea mea de astăzi, iată că acest ilustru matematician vorbea de o singurătate a matematicianului, ceea ce denotă faptul că mari oameni da, simt la un moment dat nevoia să se dedice în totalitate. Avem cazul similar a profesorului Alexandru Cojocaru, știm foarte bine că tot așa viața lui toată a fost dedicată matematicii. Ei și se regăsesc Colegiului Național Roman și Vodă, da, când acesta ar fi putut avea obține să fie un post universitar. Da. Și el a considerat, domnul profesor Cojocaru, că mai mult dăruiește aici în Liceul Roman Vodă, pentru că el crește vlăstarile care ajung după aia în marile institute și marile facultăți, și s-a și dovedit în timp că el îi forma într-o așa manieră încât deja ei în anul, deja până în anul 3 de matematică, la facultățile unde erau, nu aveau nevoie de prea mult studiu, erau deja pregătiți de domnul profesor Cojocaru. Și atunci, în ce sens am putea noi privi această singurătate a matematicianului de care vorbea Solomon Marcus? Eu aș pune un paralel cu viața marilor scriitori, a marilor genii, vorbesc în domeniul literaturii. Să ne aducem bine aminte că cei mai mulți dintre mari scriitori nu au dus o viață de familie, chiar dacă au încercat, o viață de familie normală, pentru că n-ai să poți crea, pentru că în primul rând momentul creației îți cere o stare specială și n-ai să-l poți vedea, de exemplu, pe Marin Preda, dau un exemplu, acasă cu soții și în jurul lui copiii alergând, și să creeze cel mai bine dintre pământeni, sau un alt mare scriitor, pe care sau știm foarte bine Nichita Stănescu, cât de oarecum nu s-a regăsit în nicio căsnicie și nu s-a regăsit în viața de familie. Așa și mari matematicieni, consider că lumea lor trebuie să fie undeva independentă de ceea ce înseamnă viața cotidiană și de relația propriu-zisă de familie. Aș vrea un pic acum, doamnă Cornelia Jura, să-mi vorbiți despre colaborările sale externe, care sunt extrem de numeroase în decursul acestei vieți a ilustrului academician. Da, pentru că, după cum știm, lucrările domniei sale, multe dintre ele au fost editate în străinătate, la foarte multe academii de prestigiu. De exemplu, avem o lucrare care a fost scoasă în 1967 la Paris. Avem o lucrare la New York, la Moscova, la Praga, la Belgrad, la Budapest, la Frankfurt, Bologna. De altfel, bine, păstrând proporțiile, nu mă miră. La Budapesta, da. Păstrând proporțiile, nu mă miră, pentru că mai avem un fost elev al lui Roman Vodă, Vitalie Belousov, care a fost creatorul școlii de inventică. Și el tot așa, recent, da, anul trecut, în august, colaborări și premii la nivel internațional, adică a parcurs aproape întreaga lume, ca și Vitalie Belousov, pentru că asemenea personalități
Franței au avut ușile deschise, aș spune eu, în întreaga lume, pentru că e și normal. Iată, la Barcelona, la... Da, da, la Barcelona, la Atena... În Belgia. În Belgia, da, vă spun, mă duce exact gândul, m-a dus cu gândul la Vitali Belousov, pentru că la Atena, așa, în Grecia. Da, lucrări, da, extrem de importante, pentru că ele fundamentale pentru sunt lumea fundamentale, internațională. Pentru că sunt universale. În Spania am găsit, da, aici... Da. Tematica abordată este universală, deci nu ține numai de ceea ce înseamnă segmentul România. Ea este o preocupare pentru întreg universul. El de altfel era extrem de prețuit și în lumea aceasta evreiască, în lumea ebraică. Da. În 2005 îi apare în realitatea evreiască un studiu despre care aș vrea să îmi vorbiți un pic. Contribuția evreilor din România în cultură și civilizație. Da, de altfel știm foarte bine contribuția evreilor, iar mă întorc la muzeul meu, pentru că am o galerie de evrei care au ajuns mari personalități și au contribuit atât în țară cât și în străinătate cu foarte multe lucrări științifice. El a fost foarte impresionat, de exemplu, Solomon Marcus, când l-am dus la vitrina lui Lazaro Orenstein, care este cotat ca fiind unul din cei 10 mari arhitecți ai lumii. Știa. Bine că ei au și legătură. Și Solomon Marcus îl cunoștea, l-a cunoscut personal și, bineînțeles, Lazaro Orenstein a contribuit foarte mult la prestigiul evreilor, bineînțeles, în plan național și internațional, a construit foarte mult în domeniul lui, fiind unul din cei mai mari arhitecți. Da, bineînțeles, orice comunitate evreiască, atât din țară cât și din străinătate, nu se poate decât mândri cu o asemenea personalitate, care este universală, practic, nu v-am spus, nu este numai a noastră, a românilor. Și era atât de plăcut și de erudit, încât putea trece cu mare, mare ușurință da, de la o temă la, la alta. Alta. Iată, am găsit un interviu publicat pe YouTube în care Solomon Marcus vorbea despre starea actuală a plictiserii și a distracției, da, ce trecere de la o știa stare s-o la facă, alta. Știa să o facă cu inteligență, cu multă eleganță, cu mult rafinament și umor, da, specific marilor genii. El de altfel s-a ocupat și de domeniul acesta al semioticii, care nu este accesibil tuturor. Aș vrea să știu dacă pe lângă această olimpiadă care îi va fi dedicată, dumneavoastră veți mai organiza și alte manifestări? Da, eu am să organizez mâine chiar întâlniri la muzeu. Am să mă adresez domnilor diriginți să invit câteva clase, mai ales de matematică informatică, să viziteze muzeul și să vadă și vitrina pe care i-am dedicat-o academicianului Solomon Marcus, dar mai ales să vadă ce personalități importante, așa cum spune Solomon Marcus în cuvântul lui aici, cât a fost el de impresionat și când a văzut câte personalități s-ar dedica de pe băncile acestei școli. A fost extrem, extrem de impresionat și l-a plecat, care, vă spun, a venit, m-a îmbrățișat în mod special și mi-a șoptit că mă felicită că a mai fost plimbat în Roman și
prin alte muzee, dar muzeul Casa Hoga și-a rămas în suflet, pentru că l-a întors în timp, în ceea ce, la copilăria lui, la adolescența lui, și chiar mi-a spus încet: doamna Jora, vă felicit și continuați. Și mai ce vreau să specific, după postarea, că el a, nu numai că a scris în cartea de aur a liceului, a postat pe internet impresiile deosebite pe care i le-a făcut acest muzeu. Și nu a durat decât o săptămână și am primit de la niște personalități din Statele Unite ale Americii, și l-aș nominaliza pe Aldo Lazar, care este membru a Academiei Oamenilor de Știință din America, matematician renumit de altfel, a trimis o mapă cu scrierile domniei sale și cu o scrisoare de mulțumire, pentru că spune domnul Aldo Lazar că nu mai credea că mai este cineva la Roman Vodă care să mai vorbească de foștii elevi al lui Roman Vodă, azi nume extrem de importante. Tot în documentarea de azi am găsit și o preocupare a ilustrului academician despre ceea ce se întâmpla în societate, în domeniul social. Iată, acesta se gândea că de la o etapă la o etapă la alta, odată cu moartea industriei și a economiei românești, oamenii ajung în șomaj și el a găsit că această criză a locurilor, că rădăcina răului în criza locurilor de muncă se găsește de fapt tot în domeniul educației, care în ultimii ani, ca toate domeniile vieții noastre, se află cam în declin. Da, în declin. Da, el, vă spun, era extrem de preocupat, păcat că s-a pierdut, păcat că nu era mai tânăr ca să fie cooptat oarecum la nivelul Ministerului Învățământului, pentru că venea cu niște idei extrem de inovatoare în ceea ce privește evoluția învățământului. El chiar avea niște coordonate și extrem de inteligente și extrem de pertinente pentru perioada viitoare, pentru că el considera că învățământul oarecum și-a pierdut busola. Da, busola și pârghiile necesare pentru o societate viitoare, și era, vă spun, extrem de preocupat. Ca dovadă că recent am văzut un alt articol, aveam aici undeva, recent în Tribuna Învățământului, ce vă spun, că el din februarie, chiar în februarie, uitați, în februarie 2016, a dat un interviu de la planurile cadru la realitatea școlii, extrem de preocupat de tot ce era nou acum. Cam care erau ideile pe care el era oarecum în și în studiul ăsta, spune undeva și de ce rău s-ar aduce dacă s-ar scoate istoria. Povestea cu istoria. Istoria cu latina și multe alte, spune, lucruri extrem de interesante. Aici la pagina 16 undeva termină el, uitați aici la pagina 16, vorbește de agresiunea manualelor. La agresiunea manuală se adaugă agresiunea prelujită de caietul elevului și de temele de studiat acasă. Fiecare profesor are pretenții tot mai mari de la elevi la materia sa, dar stă cineva să totalizeze aceste pretenții și să verifice ca ele să nu depășească un anumit plafon. Stau uneori părinți și bunici până ore târziu de noapte pentru a rezolva temele de acasă, și așa agresiunea se transmite de la copii la părinți și la bunici. De ce nu ar fi obligați directorii de școli să controleze acest proces? Tot Ministerul Educației aparține inițiativa. Adică el era extrem de implicat în
în procesul acum de reformare al sistemului de învățământ. Deci avea o minte sclipitoare și tânără, adică un om care era preocupat de tot ce reprezintă viitorul învățământului. Nu era ancorat numai în timp, la matematica lui, la cercetările științifice ale domniei sale, ci extrem, extrem de preocupat de viitorul învățământului românesc. Ceea ce vă spun încă o dată, o mare pierdere. Așa, acest om trebuia fructificat. Un om care la 91 de ani își dă seama de faptul că pe umeri fragile ai acestor copii se pune din ce în ce mai o povară și materiile sunt stufoase. De asta el, v-am spus, revin iar ca un leitmotiv, el vede învățământul și lecția propriu-zisă un joc, haz, mirare și mister, adică să fii tot timpul copilul antrenat și atras de acel obiect ca de un mister, ca și folosind mijloace, bănuiesc eu, mult mai moderne de a atrage copilului. Aș vrea acum, că dumneavoastră ați venit cu un material documentar extraordinar cu fotografii am venit. Să luați fiecare fotografie în parte, să o arătați la cameră și să o explicați. Aici cât de la camera de luat vedere. Vedeți cât de totul se leagă, cât de expresivă este această fotografie, pentru că în spate vedem bustul marelui profesor Alexandru Cojocaru, pe academicianul Solomon Marcus și pe doamna director Tanovici în momentul primirii academicianului Solomon Marcus. Alături, bineînțeles, ce putea să fie mai frumos, avem o fotografie de colecție când doi, fiecare în segmentul lui, domnul profesor Ghiamie Ciobanu, o mare personalitate a culturii mușatine, alături de academicianul Solomon Marcus, doi oameni care s-au născut în luna martie, în același an, două mari personalități, unul și-a desfășurat activitatea în planul nostru mușatin, celălalt la nivel național și internațional. Aici avem la fel academicianul ăsta, Solomon Marcus, vedem născut pe 1 martie 1925 la Bacău, o viață dedicată matematicii și informaticii. Și mai avem aici două fotografii cu care eu mă mândresc, sunt extrem de mândră că și-l vedeți, dacă puteți să-l vedeți, cât de impresionat este și cât de atent la vitrinele pe care îi le prezint. Este ca un copil însetat de cunoaștere și extrem de plăcut, impresionat de tot ce a văzut. Punea întrebări la tot ceea ce a văzut în vitrine. Aici, în spatele dumneavoastră, se află o vitrină cu o serie de cărți. Vă rog, cu o serie întreagă. Da, sunt cărți cu caracter bibliofil, cărți extrem de importante de sfârșit de secol 17-18. Sunt cărți care aflate se găsesc aflate în colecția muzeului, cărți care se găsesc doar în marile biblioteci și aș spune în Biblioteca Academiei Române sau la Biblioteca Centrală Universitară București. Sunt doar o parte din ele expuse, pentru că, v-am spus, sunt cărți extrem de rare, scrise multe din ele în chirilică, se mai găsesc doar în marile mănăstiri. Avem Letopisețul Țării Moldovii la 1870, avem Hronica Românilor de Xenopol, avem foarte manualul administrativ al Principatelor Moldovei, foarte multe cărți pe care o să le găsiți și o să le puteți răsfoi în muzeu cu ocazia vizitei dumneavoastră. Pe această cale chiar vă invit să vizitați muzeul. Cum au ajuns aceste cărți deosebit de valoroase în colecția muzeului dumneavoastră? Cu ani în urmă am aflat, înainte de a prelua biblioteca școlii liceului Roman Vodă, o parte din aceste cărți
cărți au fost aduse de profesorul Alexandru Iepure, care a fost profesor de limbă și literatură română la Liceul Roman Vodă, după aia și o perioadă directorul Liceului Roman Vodă, este de altfel consemnat în istoria literaturii române al lui George Călinescu. Deci parte din ele au fost aduse de acest, și preocuparea a fost importantă, al profesorului Alexandru Iepure. Profesorul Nicolae Grigore Stețcu le salvează din biblioteca Liceului Roman Vodă înainte de a veni, pentru că a fost o perioadă când erau bibliotecari, când nu erau bibliotecari și exista posibilitatea pierderii lor, și atunci domnul profesor Nicolae Grigore Stețcu le aduce în muzeu. Eu le preiau și le păstrez cu, le-am de-a lungul timpului cu sfințenie și le-am înregistrat și chiar mai lucrez încă la înregistrarea lor, pentru că vreau să le să rămână printr-un act de trecut prin notariat pentru siguranța lor în timp. Dar ce s-ar putea întâmpla cu ele? Ar putea să... Există o valoare foarte mare acestor cărți. Și s-ar putea să fie sustanțe? Sigur că da. Eu atâta timp cât sunt, răspund pentru ele. Dar după plecarea mea, eu vreau să fiu sigură că aceste cărți vor rămâne pentru eternitate. Da, și iată că ele au ajuns să fie apreciate și răsfăite de academicianul Solomon Marcus, da. Când a văzut o asemenea comoară aflată într-un muzeu școlar, da, vă spun, a rămas extrem, extrem de impresionat. A spus că nu și-a putut imagina. Și cea mai... un lucru, iar am zis că poate chiar s-a considerat lipsită de modestie. A spus că el, știți foarte bine că în ultimii 10 ani a trecut prin foarte multe instituții școlare din toată țara și a spus că nu a găsit nicăieri în... Păi am spus că mai avem nu numai la nivel din Moldova, ci nicăieri în țară un muzeu școlar de asemenea vergură, a spus că el n-a întâlnit și de asta m-a felicitat și m-a încurajat să continui. Și acest este tot meritul dumneavoastră și al corpului de profesori Barbaroș de la Colegiul Național Roman Vodă, că ați reușit să consolidați această vilă, știm foarte bine, era provasat stare de degradare. Aici, bineînțeles, și domnul primar a orașului Roman, care a fost elevul liceului Roman Vodă, a avut o contribuție esențială, pentru că el este, în primul rând, el, că a fost elev al liceului Roman Vodă și profesor titular acum al liceului Roman Vodă, este un profesor de matematică, un om care respectă foarte mult valorile pe care le-a dat acest liceu. Doamne Joran, nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru emisiunea asta pe care amândouă am pregătit-o fulger, pentru că ne-a șocat efectiv vestea morții academicianului Solomon Marcus. Iată o personalitate care s-a dus dintre noi și așa cum spuneam, s-a dus să predea matematica acolo undeva îngerilor. În cer. Doamne și domnilor, vă mulțumim doamnei Jora, ca de obicei, pentru comorile pe care vine, le are grijă de ele și le ocrotește și pentru erudiția sa, nu cred că spun cuvinte mari, pentru erudiția sa în tot ceea ce înseamnă istorie culturală a municipiului de la Confluența Siretului cu Moldova. Vă mulțumesc! Cu mare plăcere!